Domnule președinte de ședință, declarația mea politică de astăzi se intitulează Ion Cebrătianu, ctitorul liberal al României moderne. Și nu întâmplător astăzi, pentru că e o mare sărbătoare, Sfinții Petru și Pavel, iar puțină lume știe că Ion Cebrătianu nu știa exact data nașterii. Știa că a fost născut în iunie, dar povestește fata lui Sabina Brătianu, ulterior Cantacuzino, că se serbea în preajma marii sărbători de Sfinții Petru și Pavel. Așa că nu întâmplător astăzi îl evoc de la această tribună pe cel care acum 200 de ani se năștea, marele Ion Cebrătianu, probabil cel mai mare om de stat român. Tot Sabina Cantacuzino îl descrie astfel: un model de cinste înaltă, de bunătate, de abnegație, de energie și de intuiție genială pentru îndrumările ce inițiativa lui veșnic activă dădea în toate direcțiile. Reperele sunt cunoscute: 1848, între cei mai tineri lideri ai Revoluției de atunci, 1859, unirea principatelor, aducerea lui Carol I, bineînțeles, independența. Apropo de perseverență, lucruri mai puțin cunoscute. Când a plecat student la Paris, mânca cu 75 de centime pe zi și era instalat într-o mansardă unde, pentru a avea loc în timpul zilei să se miște, trebuia să-și agațe patul de perete cu ajutorul unor chingi. Iată deci cum petrecea studiile marele Ion Cebrătianu. A supraviețuit a 3 atentate la limită, în diverse situații extrem de critice, chiar luptându-se cu cei care l-au atacat. Dar niciodată nu a deznădăjduit. Chiar după ce Revoluția de la 1848 a fost înfrântă, vremelnic până la urmă, spunea așa: printre baionete se strecoară libertatea unui popor redeșteptat. A fost, bineînțeles, și un mare patriot. Spunea Ion Cebrătianu: de atingi cu mâna pământul din România, el se preface în aur. România este una dintre cele mai frumoase țări ale Europei și care are mai mult viitor. A fost totodată și un simbol de unitate și am mai dat acest citat de la tribuna Parlamentului, îl mai dau pentru că avem de învățat din el. Un partid poate lupta contra altora ca să dărâme o stare de lucruri, dar ca să zidească trebuie ca națiunea întreagă, toate partidele, să dea concursul lor. Altminteri, ceea ce unii vor edifica, alții vor surpa. Închei cu un dublu apel: să cinstim viața acestui mare om politic și să avem grijă de patrimoniul brătienilor, inclusiv de așezămintele Brătianu din București, și să ne ridicăm la înălțimea exemplului lor prin fapte. Aceasta e cea mai înaltă cinstire pe care o putem da marelui Ion C. Brătianu. Vă mulțumesc!